Da, este vorba despre gripă dată de un tip de virus, H3N2, care, ca gripa în general, este o afecțiune infectocontagioasă cu evoluție posibil severă și posibil epidemică sau chiar pandemică dacă este un virus nou. Ca simptomatologie, pacienții acuză febră, dureri de cap, cefalee, mialgii, dureri de mușchi. Ochii sunt lăcrimați și cu durere la mișcarea ochilor, nasul fundat sau curge, gâtul doare, tușește, inițial o tusă uscată, după care o tusă umedă. În anumite tipuri de gripă, pacientul poate acuza și scaune moi. Se pare că în această, nu pot să zic epidemie, dar la cazurile avute, nu există această simptomatologie digestivă, ci doar simptomatologia respiratorie. Boală care, în mod normal, la o persoană cu imunitate normală, evoluează timp de 7 zile. Da, se poate confunda cu viroze banale, cu în special virozele date de coxechii, pentru că au simptomatologie foarte asemănătoare, tot așa cu cefalee, mialgii, simptomatologie pulmonară. Diagnosticul de certitudine se face prin serologie și se determină virusul gripal de tip A sau, dacă este posibilitatea, se tipează și se determină și care dintre virusii gripali de tip A sunt, în cazul nostru H3N2. Se pare că virusul este un virus mai agresiv. Într-adevăr, a adus foarte multe decese în Franța și la noi au fost decese, deși nu au fost foarte multe cazuri, totuși au fost decese la persoane care au prezentat și patologii asociate. În principal, persoanele cu patologie în plus, în sensul că prezintă boli pulmonare, boli cardiace, prezintă ciroză hepatică, diabet, obezitate, evoluția la aceste persoane a bolii este mai severă, poate merge cu insuficiențe respiratorie și chiar deces. Da, de obicei se tratează singuri. Ideal ar fi ca în momentul când ai o simptomatologie, indiferent că este infecțioasă sau de altă natură, să te prezinți la medicul de familie. Medicul de familie are cunoștințele necesare ca să știe este cazul de trimis la specialist sau poate să rezolve cazul. Dacă după primele recomandări evoluția nu este bună, va trebui văzut de un specialist de boli infecțioase, ci poate chiar internat în spital. Boala poate da și complicații, printre care suprainfecția bacteriană, pneumonia, bronhopneumonia la nivelul tractului respirator și de ce nu să amintim și de encefalită, care este o complicație foarte severă a acestei boli. Există centre de sentinelă. Asta înseamnă că la persoane cu simptomatologie pe care v-am spus, se recoltează investigații și se trimite pentru determinarea tipului de virus, dacă este vorba de virus gripal, dacă este vorba de acest tip de virus, pentru ca, în cazul în care apar cazuri, se vor lua protocoale speciale, ca și în cazul pandemiei de virus gripal. Noi avem o secție aici specială pentru așa ceva, făcută cu fonduri de la Banca Mondială și care este dotată cu echipament de ultimă generație, cum sunt toate centrele cele mai moderne din Europa, iar în cazul în care este necesară, această secție este la dispoziția pacienților cu gripă. Este foarte important. Cea mai bună și cea mai eficientă măsură este vaccinarea. În momentul când ești vaccinat, în 2 săptămâni faci anticorpi împotriva vaccinului și te protejezi. Dacă nu accepti vaccinarea, Vorbim de vaccinul antigripal. vaccinul antigripal, da. Vaccinul acesta este gratuit pentru anumite categorii de persoane, deci pentru vârstnici, pentru persoane cu patologie multiplă și pentru copii. Celelalte grupe de vârstă trebuie să-ți cumpere vaccinul, se găsește în farmacii și nu este nicio problemă să fie vaccinat. Este cea mai eficientă metodă. Apoi, este bine ca să, în această perioadă să nu frecventezi colectivitățile, pentru că există riscul de a te contamina. Este bine ca în această perioadă să te hrănești bine, să fii bine îmbrăcat, să fii îmbrăcămintea să fie adaptată temperaturii. Vedeți ce schimbări mari de temperatură sunt în foarte frig afară, în interior cald sau
schimbări bruște de temperatură. Au un factor destul de mare aceste temperaturi. Da, acestea favorizează foarte mult. Aceste oscilații mari de temperatură favorizează, slăbește imunitatea și favorizează virusul ca să facă boală severă. Și nu în ultimul rând o alimentație corespunzătoare și igienă corespunzătoare a tegumentelor, a mâinilor, pentru că toate acestea contribuie la slăbirea organismului sau întărirea lui care protejează împotriva acestui virus. Mai există o măsură în cazul în care se anunță că sunt multe cazuri, să porți mască în momentul când mergi în colectivitate. De da, ce, din păcate, ce nu, din păcate este un trend și un trend, după părerea mea, greșit. O reînțelegere a patologiei medicale și a mecanismelor prin care organismul se apără împotriva acestor agenți patogeni. Organismul trebuie ajutat, pentru că dacă nu este ajutat, există posibilitatea ca să faci niște boli și poate nu este cea mai severă rujeola. Deși ați văzut ce epidemie s-a creat. Acea epidemie care a dat mortalitate, epidemie care a crescut costurile asistenței medicale foarte mult. Din cauza faptului că nu s-a apelat la vaccin. Și așa nu suntem foarte bogați în acest domeniu. Dacă mai și irosim banii pentru că nu facem un vaccin care intră în programul național gratuit, aici e o problemă de educație și de mentalitate. Dar pot apare afecțiuni ca poliomielita. Dacă noi nu mai avem poliomielită tocmai datorită vaccinării. Au fost cazuri de poliomielită în Ucraina, tocmai datorită faptului că din cauza războiului în ultimul timp nu s-a mai făcut vaccinul în acea țară. Dacă apar cazuri de import și la noi și găsește populația descoperită pentru că nu este vaccinată, va fi o tragedie pentru societatea noastră. E tetanosul, care de asemenea e o boală care dacă o faci, nu te iartă. Am avut copil 21 de ani, perfect sănătos, care a făcut tetanus înțepându-se într-un trandafir și a decedat. Tocmai pentru că nu a acceptat să facă vaccinarea în timpul când trebuia să fie vaccinat. Deci, eu cred că dacă vrem să fim o țară civilizată europeană, e cazul ca să avem și o educație de acest fel și în special educație sanitară. Pentru că lipsa unei educații sanitare crește costurile cu tratamentele. De aceea foarte mulți bolnavi sunt în țara noastră pentru că nu avem această educație sanitară. Se poate extinde, nu știu, nu am noțiuni sau nu pot face prognoze epidemiologice, dar datorită circulației oamenilor necesare prin modul de muncă, prin foarte multe lume la București. Am înțeles că Bucureștiul și împrejurimile au un număr mare de cazuri de da. Există acest risc să apară și la noi. Thank you.